mulțumesc că a fost fost invitației mele pentru a participa la ședința extraordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Așadar, se convoacă Comitetul Local pentru Situații de Urgență astăzi, ora 10:15, sala de ședință a primăriei municipiului Roman. Următoarea ordine de zi. Prezentarea planului de măsuri pentru prevenirea și operativa gestionarea situațiilor de urgență privind limitarea efectelor inundațiilor în municipiul Roman. Punctul 1 și punctul 2, discuții. Dacă aveți observații sau propuneri, dacă nu supun votul dumneavoastră, cine este de acord cu ordinea de zi? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abține. În unanimitate. Înainte de a vă prezenta planul de măsuri pentru limitarea efectelor inundațiilor, am să vă aduc la cunoștință anumite aspecte. Atât aseară cât și azi noapte am fost în teren împreună cu echipele de primărie, cu echipele de la APASER și cu echipele de la Locator. Au fost alături de noi și reprezentanți a constructorilor. Mulțumesc domnului Emi Biciușcă, reprezentantul firmei Occidental, care au fost aseară și ne-a dat o mână de ajutor. Am fost prezent în zona Petru Rareș, Nicolae Bălcescu, Avraviancu, în cartierul Petru Rareș, în zona Islazului, pe Perișorului și de la Progresului, în cartierul Nicolae Bălcescu, în Principatele Unite, în zona cartierului Suceava Tic-Tac și în zona Suceava 2, zona Lidl, Alexandru cel Bun. Problemele au fost nu majore, adică nu am avut inundată nicio casă. Asta a fost foarte important. Au fost inundate câteva curți, mai precis două pe Islazului, pe Principatele Unite una și pe Avraamiancu vreo două. Nu cantități foarte mari de apă, dar au fost și unele refulări pe canalizare. Vreau să vă informez că s-a intervenit în timp util cu pompe, dar și cu utilaje, pentru a se păstra zona de siguranță. Au fost între ora 7 și 8, 19 și 20 o ploaie torențială, într-adevăr că atunci parcă s-a rupt cerul, a fost o rupere din nori aici la Roman, când s-au montat foarte repede și veneau apele în cantități foarte, foarte mari, nu se vedea la 2 metri în față. Pe urmă, sigur, a fost o ploaie densă, nu de aceeași cantitate pe metru pătrat, dar o ploaie totuși densă. Am intervenit cu utilajele și cu pompele în aceste zone, am reușit de așa natură împreună cu echipele să facem să nu intre apa nicio casă. De altfel, după ora 12:30, lucrurile au reintrat aproape în normal. Se lucrează cu două pompe în zona Avraamiancu Petru Rareș. Dar, pentru că doresc să monitorizez, fiind anunțat, a fost azi noapte cu portocaliu, pe urmă a fost galben, portocaliu, în galben, se anunță în continuare trecerea din galben în portocaliu. După cum știți, în sudul Moldovei a fost cod roșu. Vreau să fim foarte atenți. Din fericire, canalizările au răspuns bine unui asemenea debit de apă. Au fost doar mici excepții, ținut de faptul și că întreaga apă intră prin stația de epurare și din pluvial și din canalizare. Și sigur, atunci apare acel efect cum e la inundații, EMU. Adică apa mare ține în loc apa mai mică. Lucrurile în momentul de față și azi noapte după ora 1 au intrat sub normalitate, dar vă propun un plan de măsuri pentru limitarea efectelor inundațiilor care pot avea loc în municipiul Roman. Punctul 1. Informarea permanentă a populației cu privire la măsurile urgente care trebuie aplicate atât prin mass media locală cât și prin Facebook-ul de informare a primăriei municipiului Roman și a sistemului de SMS a primăriei. Răspunde aici șeful serviciului pentru situații de urgență, domnul Ursu Daniel.
asigurarea monitorizării debitelor și nivelurilor pe cursurile de apă și în cartierele municipiului Roman. Răspund, am stabilit să fie câte o persoană care să monitorizeze de oră-oră să treacă, să verifice zona. E momentul în care se trece de un prag de atenție să fiu informat și să intervenim în timp util, astfel încât să nu producem disfuncționalități și deficiențe majore în zonă. Domnul Ursu Daniel, cartierul Petru Rariș, care este și zona, să spunem, fiind cea mai de jos, fiind o zonă cu pânză freatică foarte aproape de suprafață, trebuie monitorizată cel mai atent. Domnul Capșan Marius, pe cartierul Nicolae Bălcescu, acolo au operat și azi noapte. Domnul Munteanu Vasile, pe cartierul Favorit. Când spun cartierul Favorit, aici mă refer de la zona Vlad Țepeș, Principatele Unite, Sucedava 1, sfârșit, Sucedava 2, Alexandru cel Bun, toată zona de acolo. Domnul Ioniță Felician, cartierul Dan Biana. De asemenea, trebuie monitorizat acolo, avem și stație de repompare la intersecția fabricii cu Dumitru Mărtinaș, trebuie monitorizată zona de acolo. Domnul Costel Enache, zona cartierului Mihai Viteazu, și cu această ocazie vreau să fac o precizare și o atragere de atenție. S-a mai oprit un pic. Ieri s-a asfaltat cartierul Mihai Viteazu. Așa cum se întâmplă, se asfaltează, cum e tehnologia, și primul se ridică în cotă. Numai că, în momentul ăsta, trebuie decopertat tot ceea ce înseamnă gaider. Vă rog frumos, pentru că ieri am intervenit și Mihai Viteazu, la Părintele Tuscanu, chiar a intrat apa în curte, datorită acestui lucru. Și am intervenit la timp, Părinte Protopop, să știți. E și ziua lui azi. Na, a fost ca un botez, înseamnă, ca seara. Îi urăm la mulți ani și sănătate, dar rog foarte frumos echipii astăzi să intervină, chiar dacă nu ridică în cotă, dar să decoperteze, să intre, să dea drumul la gaidere. De asemenea, am intervenit cu echipii ieri și rog echipa care a lucrat la drumul să intervină la acolo, la intersecția cu Islazului, pe Perișorului și pe Cornului. Deci acolo gaiderele au fost înfundate, s-au scos acolo bucățile ca să intre. Vreau verificarea gaiderilor, astăzi echipele de constructorilor să intervină. Îi sunați în regim de urgență și să intervină imediat. Dacă nu intervin astăzi, înseamnă că strada aia nu se mai plătește și cadou din partea lor pentru primăria municipiului Roman și pentru cetățeni, pentru o contribuție adusă și pentru care îi mulțumim public. Ca să fie foarte clar lucrurile și să nu înțeleagă că glumim cu astfel de lucruri. Intervin și dă drumul la gaiere pentru că îi anunțat până la ora 24 și oricând poate să mai apară o rupere de lor. De asemenea, doamna Irina Scorțanu, cartierul Primăverii, da? Ceea ce înseamnă zona Primăverii, mai ales de la intersecția cu Ion Nanu, dar și chiar de la Bulevardul Republicii până la intersecția cu Islazului și Mihai Viteazu, zona aceea, și stânga cu abaterii pe Ion Nanu, de monitorizat zona. Asta ar fi pe monitorizarea debitelor și nivelurilor pe cursuri de apă. De asemenea, nu cred eu să se întâmple și să se influențeze în mod major, dar aș vrea, măcar la 3-4 ore, să monitorizăm și nivelul debitului pe Siret și din Moldova. Las direct, te ocup, Daniel, și mă informez la Moldova, domnul Bojescu, ca să știm exact. Dar e creștere acum, dar să știți că a fost destul de mic, 20 metri când a fost azi dimineața. Știu, am și spus, nici nu cred că va ajunge la 30, eu nu cred că va ajunge. Dar să monitorizăm, să nu ne iei prin surprindere. Punctul 3. Asigurarea secțiunii de scurgere a podurilor și podeților și curățarea șanțurilor, gaiterilor și rigorilor de scurgere a apelor pluviale. Aici am invit să răspundă domnul Daniel Ursu și cu domnul Ionel Ciocan. Ar vrea un pic distrăzile pe care le-am spus. De exemplu, ieri, dacă vreți să mă credeți, noi doi, cu mâna, fără să facem o bravadă, am curățat gaiterile de fân. Deci în cartierul Nicolae Bălcescu și locatul înaintea noastră, domnul Damaschin. Așa este? Deci, efectiv, de pe unde s-a cărat pânul, s-a adunat și am făcut imediat peste grilajul de la Geiger, am scos cu mâinile, am dat drumul și imediat au intrat în funcțiune. Am o rugăminte să încercați să treceți în aceste zone și să monitorizați și eventual să aveți o echipă de intervenție și curățenie în zona Geigerilor și a canalelor de preluare a apelor pluviale. Punctul 4. Completarea stocurilor de materiale. Căci, saci, sfoară, combustibil, folii și mijloace pentru intervenții în situații de urgență
generate de inundații și fenomene hidrometeorologice periculoase. Deci aici unde aveți nevoie, ce vă trebuie, dacă vă trebuie lopată, da, știi cum e, omul gospodar face vara sanii și iarna face căruță. Dacă noi când inundații că o dăm tangă, șanga, suntem campioni mondial pe țară. Deci eu vă rog foarte frumos să avem toate, nu au avut aseară la ei, dar dacă mai e nevoie să completăm ca să nu avem probleme. De altfel, dacă nu aveam nici nu puteam lucra. Nu uitați, mâine dimineață vreau intrarea pe stradă de a curăți canalul din zona care vine și joncționează pe Aurea Neacutate din Nicolae Bălcescu. Acolo am intervenit și cu buldo aseară, ne-a ajutat și cu pompă și cu buldo domnul Iemi Biciușcă. Acolo trebuie să vedem cum facem rigolele și trebuie să vedem domnul Ioniță cum intervenim cel mai repede. Părerea mea este că de la an la an au urmărit, au monitorizat specialiștii din primărie, din afara primăriei, dar niciodată nu s-a dat o soluție bună. Am stat cu oamenii acolo de vorbă, oamenii au spus că, într-adevăr, o să mai bine funcționa înainte când era canalul și pe care tot oamenii l-au stricat de acolo, mai bine l-am face pe la înapoi. Nu știu pe ce canalizare am stabilit noi acolo să facem pe nou proiect, nu mai ținem, pe ce diametri să mergem? Pe 600. Pe 600 cu vial? Da. Și canalizarea, Bogdan, pe cât e acolo? 400. 400. Da. Deci acum merge și una cu alta, nu? Da. Deci acolo trebuie să intervenim cât de repede. Nu știu, eu zic că în vara asta, nu știu dacă noi nu putem să vedem, chiar pe locatul să începem să săpăm noi, să facem săpătura, o altă firmă să facă nu știu ce. Cred că le gândim prea mult, le sofistică și prea mult, le transformăm în navete spațiale, că oamenii făceau canalizări acum 100 de ani și descurcau. Și funcționau mai bine canalizările de atunci ca acum, ca să fim cinstit. Noi atâta facem niște proiecte și ne învârtim și ne gândim și după ce terminăm nu funcționează. Deci, eu sunt total nemulțumit din modul cum funcționează și canalizarea de la apa serv acolo, dar, ca să dau pe apa serv, dar și ceea ce am făcut noi ca primărie acolo. Deci eu nu sunt mulțumit. Avem atâția specialiști și atâția oameni care le gândesc și le concep, că le concep și le fac atât de sofisticat, dar nu funcționează. Deci eu vreau să văd, Daniel, vreau să analizez spiritul practic, își spune cuvântul în astfel de zone. Pentru că acolo e o zonă cu pânză freatică sus. Acolo este o zonă care delinvența terenului nu permite să mă joc cum vreau. Trebuie să mă duc până la urmă, nu pot să forțez la maxim natura. Sigur că sunt niște stații de repompare, dar iată că pompele de pe stații de repompare la asemenea debite de apă nu fac fața. Față să împingă apa, să o pompeze. Și atunci eu trebuie, cred că, să am și o variantă empirică, o variantă populară, o variantă de rezervă cu care să funcționeze acolo o zonă. Și eu v-aș propune acest lucru, domnul Daniel Ioniță și cu domnul Daniel Rusu, să găsiți o soluție și să intervenim până a face lucrarea aia mare, că lucrarea aia mare o începem mâine sau apoi mâine, n-avem cum. Deci până începem lucrarea aia mare, să găsim o soluție ca oamenii să nu mai stea cu, sub emoțiile fenomenilor meteorologice acolo în zonă. Nu știu, să pun un șans, găsim o zonă, facem o rigolă, lucrăm, trebuie să facem ceva, nu se poate, atâta timp cât unii fac navete spațiale, eu consider că noi putem să rezolvăm niște probleme de canalizare de trei străzi pentru a fi preluate printr-un sistem, nu știu, poate cineva dintre dumneavoastră, nu vreau să fac comparații, au ajuns și au văzut Pompeiul. La vremea aia, înainte de anul 0, romanii aveau sisteme de canalizare prin care colectau apa din casă și foloseau și aveau canalizare deschise. Trebuie să găsim și noi ceva, dacă la nivelul în care trimitem navete spațiale, nu putem să rezolvăm o problemă din preluarea apelor pe strada Nicolae Bălcescu, Avra mea cu Petrurareș. Că asta e zona de acolo, cea mai supusă riscului. Și vă rog frumos să identificați o soluție și săptămâna viitoare să-și începem să o și facem, că așa ne-am promis oamenilor. De asemenea, pregătirea populației pentru cunoașterea regulilor de comportare în caz de inundații și alte situații de urgență, precum și antrenarea acestea pentru a participa la acțiunile de prevenire. Da, trebuie foarte mult și aș vrea să atrageți atenția aici. Nu știu de la poliția locală cine este. Da, a fost chemat, a fost sunat. Da, și n-a venit nimeni. Ei, dacă nu a venit nimeni, o să le sară capul de umeri imediat după ședința asta. Este problema că pislazului, în dreptul unor curți, lumea este inconștientă. A depozitat balastul. A pus balastul în porți, apa vine, nu poate să circule mai departe, stau și se uită și întreabă, dar ce-i de făcut? E de făcut să-ți iei balastul din fața porții, asta e de făcut. Că ai obturat, ai făcut ca un baraj acolo și nu se poate circula mai departe. Aș ruga ca poliția locală să intervină imediat să le ia, atragă de atenție tot balastul care e în fața porților să dispară de acolo. Să-și le ia în curți și imediat, inclusiv prin
serviciul situației de urgență și poliția locală să interveniți. Instituirea serviciului de permanență la primăria municipiului Roma la primirea avertizărilor, răspund domnul Ursu Daniel și cu Capșa Marius, cu care am lucrat foarte bine și azi noapte de altfel și am ținut legătura permanent din oră în oră. Cum lucrăm în continuare, rămâneți în stare de veghe și ne informați cu tot ceea ce se întâmplă. Convocarea membrilor Comitetului Local pentru Situații de Urgență în vederea stabilirii măsurilor de prevenire și limitare efectelor inundațiilor, ceea ce s-a întâmplat acum, dacă vă mai apărea o situație de această, de acest impact, am să vă invit pentru a ne consulta și a lua deciziile care se impun. Eu sper să nu, deja primii pași sunt făcuți, deja suntem intrați în stare de normalitate. Da. Executarea unor acțiuni de curățare a șanțurilor și rigolelor pentru scurgerea apei rezultate din căderea precipitațiilor. Te rog frumos, Daniel, aici să te ocupi și împreună cu Rosalul să colaborați acolo unde trebuie, atrageți atenția cetățeanului. Iar unde nu înțelege, intervenim noi, facem noi și îi ducem factura să o achite. Că nu contează până la urmă indolența unuia, că indolența și neglijența unuia pune în pericol un grup sau mai mulți cetățeni din proximitatea sa. De asemenea, participarea cu forțe și mijloace la acțiune de limitare și înlăturarea urmării inundațiilor pentru salvarea oamenilor și bunurilor materiale, răspunde Serviciul Situații de Urgență Roma, ISU Neamț, prin compania de la Roman și Garnizoana Roman. Împreună să colaborăm, dacă eu sper să nu apară, dar trebuie să ne luăm toate măsurile. Mai bine să fim conectați la aceste evenimente decât să avem surprize pe urmă. Dacă vis-a-vis de aceste măsuri pe care vi le-am propus pentru limitarea efectelor inundațiilor, aveți propuneri, modificări sau obiecții. Dacă nu aveți, atunci vă propun hotărârea numărul 6 din data de 25 mai privind aprobarea planului de măsurilor limitare efectelor inundațiilor în municipiul Roman. Având în vedere prevederile articolului 29, 35, 36, 37 de regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteo periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, aprobat pe ordinul comunal Ministrului Mediului și Pădurilor și Ministerul Administrației și Interiorului 1422 pe 192 pe 2012, fiind în prevedere articolul 22 litera B din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 28/2004 privind sistemul național de management al situațiilor de urgență, modificări și completările ulterioare, hotărăște. Articolul 1. Se aprobă programul de măsuri pentru limitarea efectelor inundației în municipiul Roman. Articolul 2. Serviciul și voluntar pentru situații de urgență al municipiului Roman va comunica prezenta hotărârii tuturor autorităților și persoanelor interesate. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate. Așadar, am adoptat și această hotărâre. Noi sperăm ca lucrurile să se desfășoare normal. Vă mulțumesc pentru participare și vă rog din suflet să fim cu toții cu atenția sporită și să ne sprijiniți și să răspundeți solicitărilor noastre de a colabora dacă evenimentele, dacă fenomenele vor reclama acest lucru. De altfel, vă urez o zi bună și sper să nu avem alte incidente, iar toate celelalte măsuri pe care le-am propus, vă rog să devină executive, să le aplicăm în mod operativ. Dacă mai sunt alte discuții sau observații, dacă nu, vă mulțumesc frumos și vă urez o zi bună tuturor. La revedere!